Rezolv o problemă de clasa a 5-a. Adică? Cu care am venit, problema la... Deci nu ne-am vorbit. Pubi a adus asta exact când, se zice așa, că Isaac Newton ăsta, da. Isaac, a descoperit că pământul atrage, scuze că cu cuțitul, atrage toate corpurile terestre în timp ce urmărea un măr cum cade din pom. Asta o știm cu legea atracției gravitaționale pe la 1680 ceva, da? În povestea Mariei însă, mă încerc scuze că m-am aprins un pic, Nea Newton face din măr compot. Deci nu-l mai interesează gravitaționala. Cum ți se pare acest lucru? Formulează-ți părerea spațiului liber de mai jos în 9 rânduri. Clasa a 5-a manualul. Nu e bășcălie, nu e nimic. Ce manual deci, e ăsta, mă? Manualul de clasa a 5-a. De? De ce-o fi, nu știu. De? Așa. Zice, deci de Isaac Newton, care a dormit el se dea așa, cădea, dacă îi cădea mărul ăsta în cap, era mor de mult, că e măr mare ăsta. Deci avea și el un măr mai chichitin, pădureț ce era. Da. Și a zis, bă, trăiți ar familia, dacă pică încoace în jos, înseamnă că l-atrage ceva. Stop! Maria zice, du-te bă de aici cu merile tale și cu astea, cu atracția gravitațională, nu știu da, ce. Da. Bine, Maria între 5 avea 19 ani și zice, face din măr compot. Așa, cum ți se cum pare? Cum ți se pare acest lucru? Mă gândeam, pentru clasa a 5-a. Asta e pentru ce, o compunere sau ce? Da, e cartea de clasa a 5-a de română. Da. Și a zis, domnule, deci Maria îl ignoră pe cine mă Newton ăsta? Alt subiect n-au găsit, adică nu. Și am văzut cartea de religie de clasă ajutătoare, dar să zic de clasă pregătitoare, o poză cu un preacucernic care sfințește mașina, mama, tata și doi copii și scrie, mi-am sfințit mașina. Pe cuvântul meu. Deci copilul învață între 6 anișori, așa pe la 6 anișori, că important este să sfințești mașina. Și mă gândeam, aici este vorba clar despre, se face referire la bancul acela celebru, cu bulă când culegea mere, cu taxul și după ce culeg o din asta de neadus pubii, o pungă mare, după ce, bă, tată, ce facem cu merele astea? Dar vi l-am mai zis, îl știți. Nu, nu știu. Și a zis, bă, dacă e măt acasă, facem compot. Dacă nu e, facem țuică. Exact. Zice, bă, da, exact așa este și aici. Dacă mama lui Newton ar fi fost acasă, cum așa face compot. Dacă nu era acasă, bea și el ceva. Da, acum, da, a noroc că n-a fost aia pe acasă să-i facă compot din mere, că nu mai descoperea legea atracției. Exact, tătea și el cădea căzut mărul, da, eu... Îți dau o jumate? Nu o jumate de... O jumătate de măr. Blăduț este în bucătărie...